Vechiul Testament este ca o simfonie neterminată. Notele curg unele peste altele, capătă forme și dimensiuni neobișnuite, spectaculoase. Sunete incitante, grave, vesele, aspre, delicate. Uneori acestea îți taie răsuflarea, alteori aștepți punctul culminant care nu mai vine. Până la împlinirea vremurilor, când Iisus, punctul culminant, apare pe scena povestirii și aduce cu sine deznodământul, răsuflarea de ușurare. Ah, despre asta era vorba. Tot Vechiul Testament se varsă în Iisus Hristos. Tot Noul Testament izvorește din El. Vechiul Testament se încheie cu cărțile profetice și urmează apoi o lungă tăcere, 400 de ani, timp în care Dumnezeu pregătește calea pentru mărețul Său plan. Imperiul grec pregătește limba de circulație mondială pentru răspândirea Evangheliei. Apoi Imperiul Roman preia comanda lumii și pregătește drumurile imperiale pentru răspândirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Poporul evreu îl aștepta pe unsul, pe Mesia, care va elibera de sub stăpânirea străină și va împărăți cu dreptate peste întreaga lume. Cei mai mulți evrei treceau cu vederea profețiile care îl descriau pe acest eliberator, pe unsul, pe Mesia, ca fiind robul lui Dumnezeu, care va suferi, care va fi respins și omorât. Poate tocmai de aceea puțin l-au recunoscut pe Împăratul Iisus atunci când a venit. Deja găsim o aplicație de viață aici, și anume, atenție mare cum îți clădești așteptările credinței. Nu cumva să te lași dus de așteptările tale sau de informații incomplete, un soi de ignoranță spirituală sau de impresiile personale, cum mi-ar plăcea mie să fie, cum am eu impresia că ar trebui să fie umblarea credinței, ci dimpotrivă, bazează-te pe realitatea obiectivă aflată în cuvântul lui Dumnezeu. Caută să afli tot adevărul ca să nu suferi o dezamăgire finală. Sau caută să afli tot adevărul ca nu cumva Iisus să-ți scape din imagine. Haideți să ne uităm pe scurt la caracterul Evanghelilor, acele cărți care îl prezintă pe acest Iisus Hristos, despre care vrem să vorbim în următoarele emisiuni, Întâlniri cu Iisus. Sfânta Scriptură conține 4 evanghelii care descriu viața și lucrarea lui Iisus. Dincolo de aparenta deosebire în ce privește tratarea sau aranjarea detaliilor, cele 4 evanghelii se bucură de o extraordinară unitate. Mulți au încercat să combine conținutul celor 4 biografii ale Domnului Iisus într-un fel de armonie a evangheliilor, într-un soi de biografie cronologică unică, numai că nici unul nu a reușit în mod perfect. Cred că nici nu trebuie, nici nu este înțelept să încercăm să le unificăm. Ele nu au fost scrise cu scopul acesta. Combinarea lor ar lăsa afară tocmai acele deosebiri care le dau identitatea proprie. Cu siguranță că Duhul Sfânt nu le-a inspirat pentru ca noi să le edităm după gândul nostru. Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt ca niște pictori impresioniști. Relatările lor nu sunt niște cronici istorice pure și nici niște jurnale de călătorie. Ele sunt portrete, nu date cronologice în primul rând, ci descrieri ale vieții Domnului Iisus Hristos, portrete ale acestui Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a lăsat 4 evanghelii pentru a se descoperi pe sine prin Iisus, pentru a ne da învățătură și exemplu de viață. Viața Domnului Iisus ne este adusă înaintea ochilor nu prin niște enumerări de principii plictisitoare, ci prin 4 expuneri vii, puțin diferite unele de altele, dar toate înfățișând aspecte fascinante din existența uimitoare a Fiului lui Dumnezeu pe acest pământ. De exemplu,
În prima mea călătorie în America, primul meu contact cu cultura americană, am fost întrebat în repetate rânduri dacă nu cumva am o poză cu soția mea la mine. Uitam la ei și le spuneam, nu. Se uitau puțin mirați, cum de nu port în portofel o poză cu soția mea? Ei bine, în a doua mea călătorie am spus, ar trebui să-i port și eu una, dacă mă întreabă să pot să o scot, să le arăt. Numai că, dintr-o dată, mi-am dat seama că am o problemă. M-am uitat la pozele ce le aveam cu Ramona, cu soția mea, și n-am știut pe care să o aleg. O poză reprezintă doar o expresie a Ramonei și mă lasă fără altele. Pozele pe care le am cu ea pot fi așezate pe categorii. Mi-a fost greu să aleg una pe care să o port cu mine, pentru că fiecare poză redă ceva caracteristic din figura celei iubite. Există zile când una dintre fotografii îmi mângâie mai mult inima, alteori alta. Deși mintea ar dori să facă o selecție, inima nu se lasă mulțumită. Ei bine, exact la fel stau lucrurile și cu cele patru evanghelii. Ne aflăm exact în aceeași postură când vine vorba de evanghelii. Ne-am mai putea lipsi astăzi de vreuna dintre ele? Dacă ar trebui să facem o selecție, pe care am lăsat-o afară din cele patru evanghelii? Pe nici una, nu-i așa? Pentru că fiecare prezintă un aspect al vieții acestui om, numit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Să le luăm pe rând. Matei ne prezintă un Mesia, împăratul, suveranul. Matei scrie evreilor căutând să dovedească că Iisus este Mesia cel așteptat, unsul, fiul lui David, cel promis. Versetul cheie al Evangheliei după Matei este în 5:17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să le împlinesc. Adevărul central al Evangheliei după Matei ar putea fi următorul. Iisus este Mesia, împăratul împăraților. Sărbătorește-i victoria asupra păcatului și a morții și încoronează-l ca și împărat al vieții tale. Aceasta încearcă să transmită Matei. Apoi să luăm pe Marcu, care ne prezintă pe Iisus ca fiind robul Domnului, ca fiind unul care slujește, slujitorul. Marcu scrie creștinilor romani, așa că intră direct în subiect și ne prezintă un Iisus în acțiune. Evanghelia după Marcu este o înșiruire de tablouri care îl prezintă pe Iisus prin ceea ce face, nu atât de mult prin ceea ce spune. Iisus este prezentat ca fiind robul, slujitorul. Versetul cheie al Evangheliei după Marcu ar putea fi cel din capitolul 10, versetul 45. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Adevărul central al Evangheliei după Marcu ar putea fi următorul. Fii pregătit pentru acțiune, pentru intervenția lui Dumnezeu în viața ta, pentru slujire în lumea ta. Apoi să luăm Evanghelia după Luca, care ne prezintă un Iisus ca fiind Fiul omului. Fiul omului a venit să se identifice cu noi, să ne înțeleagă viața. Luca scrie neamurilor, lui Teofilos, adică celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Evanghelia după Luca este Evanghelia omului Iisus Hristos. Ne-L prezintă pe Iisus sub aspectul umanității sale. Îl vedem pe acesta acordând simpatie și atenție săracilor, disprețuiților, răniților și păcătoșilor. Versetul cheie al Evangheliei după Luca ar putea fi cel din capitolul 19, versetele 9 și 10. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este fiul lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Adevărul central al Evangheliei după Luca ar putea fi următorul.
Laudă-L pe Dumnezeu pentru că a trimis un Mântuitor care are milă de slăbiciunile noastre. Ne înțelege frământările și greutățile, ne acordă îndurare și har. Apoi, dacă ne uităm la Evanghelia după Ioan, Ioan ne prezintă un Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. A venit să ne-L prezinte pe Tatăl și să ne răscumpere acest Fiu al lui Dumnezeu. Ioan scrie creștinilor noi convertiți și căutătorilor. Ioan ne-L prezintă pe Iisus ca fiind Fiul etern al lui Dumnezeu. Pune accentul pe dumnezeirea Lui. Versetul cheie al Evangheliei după Ioan ar putea fi cel din capitolul 20, versetul 31, care spune așa: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Adevărul central al Evangheliei după Ioan ar putea fi acesta. Încrede-te în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, singurul care îl cunoaște pe Tatăl și îl poate face cunoscut. Nimeni nu poate fi mântuit decât prin El. Observați patru evanghelii, patru portrete, fiecare cu specificul ei. Nici una nu poate fi lăsată pe din afară. O evanghelie ne prezintă un Iisus în toată suveranitatea Sa. Cealaltă ne prezintă un Iisus în toată smerenia Sa. Cealaltă ne prezintă un Iisus în toată umanitatea Sa. Iar ultima ne prezintă un Iisus în toată divinitatea Sa. Acum, pentru că vrem să vorbim despre întâlniri cu Iisus, pentru că Evanghelia ne prezintă pe acest Iisus care se întâlnește cu oameni, haideți să ne uităm pe scurt la acest Iisus Hristos, la Domnul Iisus Hristos. Evangheliile sunt fascinanta povestire a vieții și lucrării unei persoane numită Iisus. Toată lumea îl recunoaște ca și personaj istoric. Unii îl recunosc ca și mare învățător sau gânditor antic. Alții îl recunosc ca pe unul din marii fondatori de religii. Iar alții îl recunosc ca și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat pentru un scop foarte precis. Spre deosebire de cultele tradiționale, noi evanghelicii pledăm și susținem că avem o relație personală cu acest Iisus. Frumos. Dar oare chiar pot spune eu că am o astfel de relație personală cu Iisus? Faptul că noi, evanghelicii, avem mai puțin ritual nu înseamnă că avem mai multă relație personală cu Iisus. Pentru că nu cantitatea de ritual stabilește relația personală cu Iisus. Poți să ai mult ritual și relație personală cu Iisus, după cum poți să nu ai niciun ritual și să nu ai o relație personală cu Iisus. Apoi, nici să nu confundăm relația personală cu Iisus cu relația cu Scripturile. Studiul Bibliei nu este tot una cu relația personală cu Iisus. Ce înseamnă relație personală de la om la om? Haideți să ne aplicăm un simplu test. Gândiți-vă la cea mai apropiată și frumoasă relație pe care o aveți. Gândiți-vă, vă rog. Cea mai frumoasă, mai apropiată relație pe care o aveți. Ei bine, întrebarea test este următoarea, dacă v-ați gândit la o astfel de relație. Seamănă cu această relație apropiată? Seamănă cu ea relația ta personală cu Iisus? Chiar te raportezi tu la Iisus, cel puțin așa cum te raportezi la cea mai apropiată persoană ție? Dacă nu, relația ta cu Iisus mai poate fi îmbunătățită. Cum era acest Iisus? Este clar că nu poate fi acuzat că ar fi fost un tip plictisitor, monoton. Dimpotrivă, personalitatea lui a fost una debordantă, dinamică, poate prea dinamică pentru mulți conducători religioși din timpul său. Abia generațiile care au urmat înălțării lui la cer i-au îmblânzit personalitatea zguduitoare.
cu multă eficiență de-a lungul timpului, oamenii au tăiat ghearele leului din tribul lui Iuda și i-au dat un certificat de inofensiv și moale. L-au recomandat ca pe un foarte bun animal de companie pentru persoane pioase. Când colo, Iisus a avut o viață plină de confruntări. Dacă era îngăduitor în relații, nu era îngăduitor cu falsul și cu minciuna. Uitați-vă la câteva aspecte din viața lui și veți vedea poate un altfel de Iisus de cum v-ați aștepta. Domnul Iisus nu a fost un om moale și plictisitor. Bine-i oricum. Personalitatea lui a fost debordantă. Uitați-vă la câteva aspecte ale ei. I-a insultat pe conducătorii religioși făcându-i ipocriți, morminte văruite, șerpi, năpârci. Iisus. Uitați-vă cum și-a petrecut timpul într-o companie cu o reputație discutabilă. Citiți în Luca 15, de la 1 la 7, era numit mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. La fel puteți citi în Matei 11. Același Iisus i-a atacat pe vânzătorii din templu, răsturnându-le mesele, împrăștiindu-le bunurile, scoțându-i afară cu biciul. Același Iisus a intrat cu buldozerul în pădurea de regulamente sfinte, citiți în Luca 11, de la 37 la 54. A întors totul pe dos. Același Iisus a vindecat boli prin mijloace la îndemână cu o lipsă șocantă de interes pentru proprietatea altora. Gândiți-vă la îndrăcitul din Gadara. Nimicește o întreagă turmă de porci ca să vindece un om, ca să elibereze un om. Același Iisus nu era impresionat sau timorat de poziția socială a oamenilor. Uitați-vă în Luca 13 cum îl înfruntă pe fruntașul sinagogii la vindecarea femeii gârbove. În timpul sabatului, uitați-vă ce direct îi spune. L-a numit pe Irod, vulpea aceea, pe conducătorul politic al poporului, vulpea aceea. Iisus a avut o personalitate zguduitoare, dar în același timp, femeile și copiii erau fascinați de el. În același timp îi se făcea milă de cei apăsați și nedreptățiți și și-a exprimat această milă fără rețineri. În același timp, când trebuia să-și explice învățăturile, o făcea cu drag. Parafarzându-l pe C.S. Lewis, Aslan, Domnul Iisus, Aslan nu este un leu îmblânzit, ci dimpotrivă, unul care îți dă fiori. Da, dar este bun. Prezența leului din tribul lui Iuda nu era una confortabilă, dar îți făcea bine. Așa ar trebui să-l vedem pe acest Iisus. Evangheliile sunt cronicile întâlnirilor unor oameni cu Iisus. Haideți să ne uităm la o scurtă întâlnire de acest fel, să pregătim terenul pentru ceea ce urmează, să vedem o mică întâlnire între Iisus și un om. Întâlnirea cu leprosul. O găsim în Marcu, capitolul 1. Haideți să o citim pe scurt. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Întâlnirea cu leprosul. 138 de cuvinte. Un miracol, pildă de învățătură, de încurajare, de cercetare.
Multe putem învăța din această întâlnire între Iisus și un lepros. Să vedem ce. A venit la el un lepros. Așa începe textul nostru. Omul care nu putea fi atins, omul care nu putea fi mângâiat. Lepra era cea mai îngrozitoare boală a antichității. Aceste cuvinte deja ne setează cadrul. Când ne gândim la un lepros, ne gândim imediat la niște consecințe biologice. Trupul îți era plin de ulcerații și într-o stare de degradare progresivă. Degetele ți se încovoiau, ți se deformau. Bucăți de piele se decolorau și începeau să miroasă urât. Anumite tipuri de lepră duceau la pierderea terminațiilor și îți picau degetele, îți pica nasul, urechile, ploapele. Lepra însemna moartea centimetru cu centimetru. Un astfel de om a venit la Isus. Consecințele sociale adăugau la groasnica boală. Erau la fel de severe ca și cele fizice. Considerată contagioasă, leprosul era izolat și trimis în afara cetății. Prin lege, Levitic 13 spune așa: leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige: necurat, necurat! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Era cerința legii. Încercați să vă gândiți starea unui astfel de om, ca și cum nu ar fi fost îndeajuns de mare durerea. Trebuia să strige în gura mare: necurat! Când se apropia de mulțime, mereu se făcea un loc gol în jurul lui, în preajma lui. Consecințe biologice îngrozitoare, moartea centimetru cu centimetru. Consecințe sociale îngrozitoare, singurătate absolută. Apoi gândiți-vă la consecințele emoționale ale unei astfel de boli. Cred că erau cele mai devastatoare. Pentru că gândiți-vă, în momentul în care o primă pată albă ieșea pe tine, începea să te gândești oare ce-o fi. La scurtă vreme începea să miroase urât și deja știai ce înseamnă aceasta. În momentul acela trebuia să mergi la soția ta, la copiii tăi și să le spui la revedere. De aici încolo ne vom vedea doar de la distanță. Trebuia să sfâșii hainele, să te îmbraci adecvat și de la distanță să-ți saluți copiii, să-ți saluți soția și să te retragi din mijlocul familiei tale. Leprosul, simbolul disprețului, evitat de cei dragi, respins de necunoscuți, condamnat la un viitor greu de purtat, a venit la Iisus. S-a aruncat în genunchi și îl implora pentru curățire. Să vedem cum continuă întâlnirea aceasta. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. Milă, adică sentiment de compătimire față de suferințele și nenorocirile altora. Compasiune, milostenie, compătimire, spune dicționarul. Dar cuvântul românesc vine din limba slavonă. Nu știu etimologia acestuia, dar știu etimologia cuvântului milă în limba ebraică. Și aceasta aduce lumină asupra gestului Domnului Iisus. Milă înseamnă ceva ce se petrece în lăuntrul tău, ceva cu efecte fizice, o reacție fizică lăuntrică. Termenul ebraic vine de la cuvântul viscere. Iisus a fost mișcat în viscerele sale, a simțit o reacție fizică lăuntrică la vederea leprosului. De milă. La vederea durerii lui, a reacției lui, s-a aruncat în genunchi, îl ruga și zicea: dacă vrei, poți să mă curățești. Și acum în această întâlnire urmează ceva absolut ieșit din comun. Întâlnirea continuă astfel. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc să fii curățit.
Mila lui s-a manifestat uluitor și prin gesturile sale. O inimă miloasă, bună, este aceea care nu doar simte ceva lăuntric, ci ceva ce este în afară, care acționează spre împlinirea nevoii. Aceasta înseamnă milă. Dar atenție la un detaliu deloc întâmplător. Nu atingerea mâinii lui Iisus a vindecat boala. Matei, Marcu și Luca menționează cu toată grija că nu atingerea lui Iisus a curățit omul. Infecția a dispărut în urma vorbirii, a poruncii, a zicerii Domnului Iisus. Iisus a zis și s-a făcut. Atunci, de ce se menționează că Iisus a întins mâna și s-a atins de el? De ce? Ca să-și arate empatia, ca să-i vindece și consecințele periferice ale bolii, și anume singurătatea, izolarea, respingerea, trauma emoțională. Gândiți-vă puterea unei atingeri. Înainte de a fi vindecat, când toți îl respingeau, când probabil se făcuse un cerc în jurul lui, în momentul acela, Iisus întâi a întins mâna să-l atingă. Cred că a făcut mulțimea. Nu se poate, cum să-l atingi? Nimeni nu-l mai atinsese de ani de zile, gândiți-vă. Nu mai știa ce înseamnă căldura unei atingeri. Și acum Iisus își întindea mâna și-l atingea pe el. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis. Iisus nu s-a mulțumit să rostească vindecarea. El a întins mâna și l-a atins. Nici o ființă umană nu este dezgustătoare în ochii lui Iisus. Deci nici tu ar putea fi o lecție de viață, o încurajare pentru noi. Repet, nici o ființă umană nu este dezgustătoare în ochii Domnului Iisus. Deci nici tu. Te simți respins, singur, izolat de oameni? A trecut multă vreme de când ai simțit căldura unei atingeri umane, curate, dezinteresate? Iisus își întinde mâna ca să se atingă de tine. Atingerea Domnului Iisus îmbracă multe forme, după nevoile tale. Nevoile tale biologice, materiale, sociale, profesionale. Iisus se atinge de tine în multe feluri. Numai tu și Dumnezeu știe ce este în mintea ta. Domnul Iisus își întinde mâna, se atinge de tine în fel și chip. Dacă cazi în genunchi și îl rogi, îl implori, asemenea leprosului, dacă faci lucrul acesta, s-ar putea ca Iisus să-și întindă mâna, să se atingă de tine și să rostească niște cuvinte vindecătoare. Iisus s-a atins de neatinșii lumii. Ești gata să o faci și tu? Ar putea fi o altă aplicație a întâlnirii de astăzi. Când a fost ultima oară când ai fost mișcat înăuntrul tău din pricina nevoii intense a cuiva? Dacă nu ai experimentat niciodată așa ceva sau nici nu mai știi de când s-a întâmplat așa ceva, s-ar putea să fii împietrit. Când ai făcut ultima dată ultimul gest de bunătate, act de slujire pentru cineva? Nu cumva ne simțim din ce în ce mai plin de milă față de noi înșine? Nu cumva ne simțim din ce în ce mai plin de îndurare față de noi înșine? Nu cumva ne simțim din ce în ce mai plin de îndelungă răbdare față de noi înșine? Nu cumva ne simțim din ce în ce mai plin de iubire față de noi înșine? Întâlnirea continuă. Să nu spui nimănui nimic, i-a poruncit Iisus cu tot din adinsul. Dar de ce, Doamne, mă întreb? Doar îți confirmă puterea, ai căpătat mai multă autoritate dacă această minune se face publică. De ce nu, Doamne? Pentru că
vindecarea fizică este ceva colateral misiunii Domnului Iisus. El nu voia ca oamenii să se defocalizeze de pe mesajul lui. Nu voia ca oamenii să-și fundamenteze credința pe minunile făcute de el. Experiența leprosului este a lui și nu a tuturora. Există riscul ca oamenii să vadă în el doar împlinirea nevoilor lor imediate și să scape din vedere nevoia lor principală, iertarea păcatelor. Pe ce sunt focalizate în umblarea credinței? Ar putea fi o întrebare pentru noi. Oare nu cumva mă aflu pe panta căutării minunilor în detrimentul cunoașterii celui ce face minunile? Câtă discreție la Domnul Iisus! Nouă ne place să se știe câte facem. Noi ne hrănim cu recunoașterea personală. Cât de discret sunt în slujirea mea? Mă întreabă întâlnirea de astăzi. Cât de mult îmi place să las să se înțeleagă sau să se vadă toate sacrificiile mele făcute pentru biserică sau pentru alții? S-ar putea să fie o altă întrebare pentru mine, pentru noi. Întâlnirea continuă. Ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta tot ce a poruncit Moise. Îl vedem pe Iisus cerându-i să împlinească legea Domnului. Respectă-l, arată-ți recunoștința față de Dumnezeu. În Levitic 14 se dau detaliile a ceea ce aveai de făcut după astfel de vindecare. Și apoi întâlnirea nu se oprește nici măcar aici. Ascultați, dar omul acela a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Gestul lui, al omului, al fostului lepros, nu face altceva decât să îngreuneze misiunea Domnului Iisus. Acesta nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ne spune povestirea. Misiunea Domnului Iisus este îngreunată de neascultarea celui binecuvântat. Să nu te enervezi, să-i faci bine și să-ți întoarcă rău, să faci bine și să ți se răspundă cu bine este firesc. Să faci rău și să ți se răspundă cu rău este firesc, dar să faci bine și să ți se răspundă cu rău este strigător la cer. Atitudinea leprosului spre mirarea noastră nu a schimbat felul de a fi al Domnului Iisus. Nu a anulat calitatea inimii sale, bunătatea, mila. Iisus nu a anulat binele făcut, nu a trimis boala înapoi, nu m-a ascultat, așa trebuie. Nu. Iisus merge mai departe, găsește soluție. Lecția de viață pentru noi? Nu lăsa ca răspunsul negativ al oamenilor, ajutați de tine, să-ți schimbe valorile și principiile și inima după care îți conduci viața. Iisus a continuat să facă bine oamenilor în nevoie, s-a adaptat situației create. Spune textul, stătea afară, în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Domnul Iisus întotdeauna încalecă situațiile rele și le strunește spre bine. Aplicația pentru noi? Ai fost cumva dezamăgit de un bine făcut cuiva? Cum ai reacționat? Învață de la Iisus. Nu-ți strica inima și nu-ți schimba principiile și valorile. Continuă să faci bine. Ai lăsat ca răspunsul dezamăgitor la binele făcut de tine, la slujirea ta, să-ți blocheze următoarele acte de bunătate? Deblochează-te și nu te lăsa deformat de răspunsul la binele făcut. Vindecarea leprosului, o descriere a unei întâlniri în 138 de cuvinte, un miracol, pildă de învățătură, de cercetare personală, de mustrare, dacă e cazul. Aceeași întâlnire între Iisus și lepros ar mai putea fi interpretată și în alte feluri. Dacă vreți o interpretare alegorică, priviți această întâlnire a lui Iisus, care poate vorbi și acelora pentru care lepra înseamnă păcatul. Dacă vii la Iisus strigând, necurat, sunt necurat,
dacă te vei arunca pe genunchi înaintea Lui și îi vei zice, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești de păcatul meu. Cred că Iisus va reacționa la fel. Îi se va face milă de tine, va întinde mâna, te va atinge și va rosti verdictul vindecării. Achitat, ești iertat. Întâlnirea cu Iisus nu te poate lăsa neschimbat. Te va face fie mai bun, fie mai rău. Fiecare refuz al iertării sale te împietrește mai mult, centimetru cu centimetru. În următoarele câteva emisiuni ne vom întâlni cu Iisus prin intermediul întâlnirilor Lui cu diferite ființe și oameni. De ce? Ca să-L cunoaștem mai bine, ca să ne întărim relația personală cu El, ca să lăsăm să reconstruiască chipul Său în noi.